La știrile Bucovina TV, alături de noi, se află jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit, Mihai. El este. A aterizat. Mm. Te bucur când aterizează. Sănătos câte unul. Da, da, da. Dar acum nu știu dacă te referi la mașini, la tren, la avion. Suntem în plin sezonul. Epoca vitezei și nu mai. Toți acum, dacă știi că sunt mașini care zboară pe șosele cu peste 230 km/h, că dacă deschizi mâinile, scoți mâinile pe geam, te-i așa și ridici un pic palmele, există, poți să începi să zbori, decolezi. Glumesc, fac glume proaste, că asta e situația, e marți, trei ceasuri rele, Dumnezeu să ne ierte. Așa, pentru au fost pentru mulți cetățeni trei ceasuri rele, dar în special pentru noi discutăm astăzi despre oprire în trafic, ca să zicem așa, nu? Despre ce vrei tu? Despre oprire în trafic, despre bataie în trafic, despre la, ce? La Fântâna Mare. La aia te referi, la cazul de acolo cu doamna care a fost oprită în trafic. Da, interesant, la Fântâna Mare, vreau să reamintesc celor care ne urmăresc în momentul de față, la Fântâna Mare, poliția, trageți un pic pe dreapta, Fântâna Mare este o metropolă, știi, și acolo lumea nu prea se știe ce și cum, că aici e foarte interesant. Sunt 5 mașini pe acolo, local, care nu știu ce, în fine. Ai permisul, vă rog, o doamnă, domnișoară la volan, cu cineva mai în vârstă decât ea, în dreapta. Bună ziua, vă rog, actrița, buletin, dar permisul nu, că n-am. Aoleu, cum n-ai? În dreapta, mama. Cum n-ai permis? Doamnă, a cui mașina? A lui mama. Doamnă. A, nu l-am la mine acum în această poșetă. Nu am în general permis, nu? Și ce plăcea între ele? E bine ele. Că a fost sinceră, domnișoara, față de poliție. Da, păi n-avea cum, că e rapid, bază de date. Așa. Asta ca să nu spun că ei știau că domnișoara șoferița, cea care era la volan, nu posedă asemenea acte, documente. Mai să vai, dar eu n-am știut că mi-a zis, aici începe întreaga tărășenie și ciudățenia acestui caz, mi se pare așa o chestie absolut halucinantă. Maica spune, fata mi-a spus că a luat permisul, a luat examenul și că e ok. Doamne, bun, și zice, cum adică? Știi că dacă încredințezi mașina spre conducere unei persoane care știi că nu are, așa, e infracțiune. Și mai să repte, nu, să mor eu, nu să mă bunuț, să mă trăsnească, am muia, să n-am parte de aici în viață. Copii, eu n-am știut că mi-a asta mai mare când a venit acasă și mama a luat, știam, aștepta să vină permisul acasă, da. Că vine păi puțin prin poștă. Poșta română. Poștă, da. Dacă putea să nu locuiască cu maică. Putea să nu locuiască, domnișoara avea în jur de 20 de ani, dar putea să... Mă îndoiesc că locuia cu maică. Foarte, păi cum să te scoți tu pe acest argument, Oana? Ești mamă. Câtă minte ai avut să-i spui copilului tău, bă, te cred pe cuvânt că a luat permisul, nu suntem noi o familie, bă, dar arată-mi și mie, nu vreau să-l văd, nu vreau să-l dau cu degetul și poate e fals. Dar arată-mi o bucată de plastic. Da, eu vreau să-l văd. Corect, să dau ca și mamă degetul. Responsabilă, eu vreau să văd. Ești mamă pentru copilul ăla până când tu... Are 60, eu am 80, e copilul meu. Vei fi în moment, ca să ne înțelegi. Că așa, asta e mersul în viață, ești mamă pentru copilul tău, pentru copiii tăi, până când te îngroapă. Și aia trebuie să ai doza aia de, dom'le, nu poți, că știi că a dat, bă, arată-mi, mă, fată, fă-mă așa după masă, așa, arată-mi, uite așa, dar lui vecina, mi-a arătat, dar nu, am încredere. Chestia asta cu am încredere în ea, vrăjeală de asta. Nu, și am încredere, scoți, dar mai verific. Te pui în pericol pe tine, bă, atâta minte ai avut, ai pus în pericol. Pui în pericol, pe ceilalți. Exact. Pui în pericol pe ceilalți, dar mie mi-a zis că e ok. Păi și dacă spunea că e ok, aveai și 15 grame de cocaină și spuneam, mamă, te-am găsit niște paracetamol, nu vrei tu să iei de aici? Am fost la club, aseară mi-a dat un paracetamol. Lai, nu, că mi-a zis fata, eu am încredere în ea, orbește. Păi, cât de... Nu știu, ți-am spus, stau și mă gândesc la cazul ăsta, să zici o părinte, bă, cum poți să te scoți în halul ăsta? Din păcate nu este un caz singular și asta înseamnă până la urmă educația, știi? Că mulți nu înțeleg treaba asta. Dai cu copilul ăla, bă, mama, pe bune, hai că... Da, na, știi că să nu facem, na, să nu am și eu dosar penal, să ai numai tu. Da, uite, cei mamele acum, își iau exact, nu judecăm, știi, da, m-am obligat-o, am obligat-o pe fiică mea, mi-era rău, am obligat-o pe fiică mea să conduc, am crezut că are permis. Eu, ca părinte, nu făceam treaba asta. Nu o scăteam, nu puneam, dar în ce să acoperi? Nu, mă, nu, 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 nu,
Varianta bună era ca domnișoara să aibă permis să conducă mașina în cunoștință de cauză. Ce înseamnă ce infracțiune acolo pe bandă rulantă? Părintele să nu o susțină într-o demers de genul situație. Să-i dai mașina, știi că n-are, o scoți în trafic, te urci și tu în ea și tot așa în avalanș. Nu, nu știu, domn polițist, nu. Eu, n-ai permis? E majoră, nu? E majoră. Da, poate mi-a zis să... care. Și cum, că, cam cum? Cu ochiul drept sau cu ochiul stâng? Cum? După ce v-ați prins? După... Cum v-ați dat seama? Dar mi-a zis, așa noi oral vorbim, așa noi comunicăm oral. Bun, și suntem... asta s-a întâmplat la Fântâna Mare, s-a întâmplat și în multe alte localități mititele, așa, ca să le zicem, mulți copii, că altfel n-ai cum să le zici, care s-au urcat fără permis la volan. Fără permis la volan, beți cu mașina nematriculată, exact. Nu-ți mai spune. Exact, numai săptămâna asta și au trecut numai două zile. Da, da. Buchet de infracțiuni. Nu să ne tragă un semnal de alarmă, să ne lovească de-a drept așa în cap, poate Epifania. Ne trezim. Că... Oana, am mai discutat subiectul și putem discuta atâta timp că nu se trezesc parlamentarii noștri, nu se va întâmpla nimic. Când legea va fi năsprită, de asemenea manieră, încât se toarne... Nu doar năsprită, când va fi respectată, cred, în primul rând. Nu poți respecta și... dacă nu există coerciție, Oana. Corect, corect. Mă pe cuvânt. Germania în 1700 și cea în 1800 era unul din cele mai mizerabile țări. Exact, și replica aceea cu toporul se face... Exact așa s-a procedat. Acolo s-a făcut, tati, ai luat-o la revedere, ai dat... Dar la noi îți spun, Oana, crede-mă pe cuvânt. 10 prieteni la masă, toți beau 10 beri, ghici ce? La sfârșit, 5 într-o mașină, 5 într-o mașină. Tu înțelegi? Da, eu înțeleg și mi se pare extrem de... Tu înțelegi trist. Cât este de grav și ce se întâmplă? Dacă nu există coerciții, dacă nu există o pedeapsă maximă, dar din aia zis, mamă, ce am făcut? Oh, leu, gata, nu, gata, se termină. Nu faci nimic, Oana, nu faci nimic. Și am mai discutat. Îi văd pe parlamentare, nu știu, proba aceasta nu este admisă în tribunal, îl vezi, îl filmezi, îl... dar ce e admis? A, numai cu doi martori. Mai și... au alte probleme cu energia, cu gazele, se așteaptă de la Uniunea Europeană, dacă ne dă ghid, dacă nu ne dă ghid, dacă facem duș câte doi, ne-ai auzit pe doamna ministru din Elveția. Am voie să-mi aleg dacă fac duș acasă cu doi sau mergem la serviciu? Nu, asta doamna ministru dacă din dă... Elveția nu a mai spus, dar pentru economie așa a spus. Alții ne îndeamnă să nu închidem apa când ne spălăm pe dinți, să facem duș ca în mod obișnuit dimineața sau seara, cum și-a făcut fiecare obiceiul. Ce se întâmpla pe vremuri, deci când eram în comunism? Deci nu au timp de asta cu mai permisul. Da, bineînțeles că țin minte. Știi ce se întâmpla? Hai să le aducem aminte. Făceam duș seara, adică ne spălam. Se umplea o cadă. Poate tu la Suceava. Că la Suceava, nu eram băieți spălat. La noi era cu Ligianu, că la era la 6 3 zile. Jumate venea apa fierbinte. Dura până pe la 9. Atenție. Apa fierbinte. Apa fierbinte. Dădeai drumul la cadă, spăla tata, mama, o cadă, că nu o apucai. Spăla tata, mama și noi și la sfârșit rămânea așa, Oana, vorbesc serios, așa rămânea. Ce se întâmpla cu apa? Foloseai apa aceea pentru toaletă? Bravo, pentru... tati. Bravo, da. Hai că am început să ne înțelegi. Da, da, dar nu, bine nu ați venit în comunism. Întotdeauna, ce-i cu tine? Bine ați venit în comunism. Noul comunism. Perfect. Măi, cred că mă mut în Croația. Vorbesc serios. Croația, Spania, Portugalia, cine mai e? Polonia și Ungaria au zis că noi nu achiesăm la programul doamnei... Tu alege ce dorește numărul tău de telefon când ajung în zonă. Mă sun, da? La mine duș poți să faci câte ori vrei. Poate nu o să fie apa foarte fierbinte, dar o să faci singură dacă dorești. Am înțeles, îți mulțumesc frumos. Te aștept mâine și sper să ne auzim cu vești bune. Mare drag. Aici, la Bucovina TV.